Începând de săptămâna viitoare, după publicarea în monitorul oficial a normelor metodologice, autoritățile locale vor putea depune cereri de finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salvini pentru proiecte care vizează înființarea de noi sisteme de distribuție a gazelor naturale, extinderea sistemului actual de distribuție, precum și modernizarea sistemelor de distribuție existente prin transformarea în sisteme inteligente de distribuție, a declarat ministrul dezvoltării lucrării publice și administrației Ceche Atilă. 70% dintre localitățile din România nu au acces la rețeaua de distribuție a gazelor naturale, iar prin intermediul proiectelor întocmite de primării se vor realiza 2500 de kilometri de conducte de gaze și vor fi branșate 150.000 de familii la rețeaua de distribuție a gazelor naturale. Selecția obiectivelor de investiții se va realiza pe baza criteriilor prevăzute de legile în vigoare, cuprinse în normele metodologice.